Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Plague Inc. Episodul anterior a fost demonetizat cu coronavirus, nu o să mai fie cu virusul acesta, poate doar pentru că l-am menționat acum va fi demonetizat acesta, dar vreau să facem un virus puțin mai ciudățel, îl vedem aici, se numește Gaben, distrugătorul de portofele. Ești zeul Gaben și folosești vânzările de pe Steam. Adică, mă rog, scade prețul jocurilor, că asta e o... Nu vânzări, ci vânzări în ideea de reduceri de pe Steam, așa e mai bine zis. Pălării, gen de pe TF2, dacă ați jucat, puteai să-ți vinzi pălăriile și erau unele foarte scumpe, gen... Pălăriile de pe TF2 sunt echivalentul cuțitelor de pe CSGO și mult mai multe ca să distrugi portofelele din întreaga lume. Yes! Hai mă să vedem, să distrugem niște portofele. Lasă-mă să-l joc, te rog. Yes! Am crezut că nu mă lasă să-l joc, eram gata să rup tastatura. Nu rupem tastaturi, glumesc. Alegem niște astea de început ale virusului. Cred că le lăsăm la fel. Da, le lăsăm la fel astea ca în episodul anterior. Dăm continuu și o să jucăm pe normal. 67,3% din oameni se spală pe mâini. La naiba. Ori în viața reală, ce procent de oameni se spală pe mâini? Ok, doctorii lucrează 3 zile pe săptămână și oamenii bolnavi sunt ignorați. Adică, asta nu pare normal, asta nu e dificultate normală, sau poate asta e cruda realitate în care trăim? Oamenii bolnavi sunt ignorați și doctorii muncesc 3 zile pe săptămână? Ok, nu prea pare normal pentru mine, dacă mă întrebi. Și acum se numește Gaben, distrugătorul de Gaben Papa Porto, așa se numește. Gaben Papa Portofel? Ia uite-l, mă! Yeah, the Lord and Savior Gaben. Ce ne făceam noi fără Gaben, băieți? N-ai mă cum să dai cu el. Virusul Gaben va începe curând. Ok, dacă nu știi cine este Gaben, de fapt nici eu nu știu exact cine este Gaben, este cumva CEO-ul la Steam, iată să verific. Câteva informații scurte. Gabe Logan Newell, ok, este un programator american și un om de afaceri, se taie aici, dar vă citesc eu, cofondator al companiei de jocuri video și distribuție digitale Valve Corporation. Ok? Și Valve Corporation deține Steam-ul. Deci oarecum Gaben deține Steam-ul în mare parte. Are niște, să zic, acțiuni sau ceva de genul, dacă e cofondator. Acum că ne-am lămurit, Gabe Newell, l-ați văzut, deține Steam-ul, voi toți folosiți Steam-ul, voi toți scoateți banii din portofel și îi dați lui Gaben și fac pariu că fiecare dintre voi ați cumpărat jocuri pe Steam și nici măcar nu le-ați jucat. Hai să... ne lovim de realitate. Bine băieți, și eu am multe jocuri în librăria mea de Steam pe care nu le-am jucat, deci e o chestie normală. Bun. Deci Gaben vrea să, bine că m-am uitat că filmam cu episodul așa turtit, vrea să cucerească portofelele. Boala a început, apasă aici. Deci începem din America, mă, că acolo e Steam. Ce să mai, nu mai începem din China. Gaben Papa Portofel a infectat primul om. Wow. Deci platforma Steam există și primul om a fost infectat, nu știe cum, dar omul acela trebuie să cumpere multe jocuri de pe Steam. Slab și nespecializat, trebuie să se evolve folosind punctele de ADN. Se referă la virus, da? Bun, hai să începem așa, ușureanu. Voi nu prea vedeți de facecam, dar avem aici USA. Apăsăm. Așa, aici mă învață să apăs pe chestiile astea. La transmitere, nu transmisie, am învățat. Mai durează, deci trebuie să ne grăbim. Dăm pe speed up să strângem mai multe puncte. Și aici pe... Ai peste 15 puncte de ADN. Da, știu că jocul zice să le folosesc, dar nu vreau să le folosesc. Avea 4 oameni infectați, dar uite câte puncte. What? Gata mă, 20. Începem cu transmitere. Workshop-ul de pe Steam. Ok, update-ul workshop-ului de pe Steam este lansat. Și crește transmiterea către toată lumea ca să-l observe. Workshop-ul de pe Steam. Cu ce naiba ne-ar ajuta pe noi workshop-ul de pe Steam ca să le furăm oamenilor banii? Nu prea înțeleg, dar mă rog. Workshop-ul de pe Steam e într-adevăr destul de șmecher. Pentru că oarecum de acolo, dacă nu mă înșel, instalezi moduri foarte repede doar cu un buton gen subscribe. Dacă l-ați folosit vreodată. Dacă se referă la acela. Ok? Deci, începem foarte greu. Abia 5 oameni infectați. Dar vorbim despre jocuri video, deci nu toată populația pământului se joacă jocuri video. De-aia virusul nostru trebuie să-i convingă. Bun. După aia avem la simptome. Valve pune pălării și chei în TF2. Mamă, s-a terminat jmecheria. Asta e, dar nu vedeți aici de... Nu știu unde să pun facecam-ul. Chiar nu... Îl punem aici, cred că aici l-am avut și data trecută.
Mamă, când au adăugat pălăriile și cheile în TF2, voi mulți poate sunteți mici, dar prin 2012, 2010, 2013, să-i spunem așa, când am prins eu cu TF2 și când mă jucam, cheile erau folosite ca o monedă virtuală, să spun. Adică puteai să măsori în chei. USA este o țară bogată. Ca să te răspundești mai repede, trebuie să... ok, să întărești virusul la pastile. Deci ăștia consumă pastile ca să nu mai prăbădească bani pe Steam, ești nebun? Wow, asta n-am mai văzut-o. Ar trebui să inventeze și în viața reală, fii atent. Și că... abilități. Layout-ul, nu știu cum să zic, interfața sau ceva de genul Steam-ului se updatează la una mai mare și mai bine programată. Bun. Crește... increases spread, dar nu prea are sens, pentru că aici... bine, e o abilitate. De obicei, virusul normal, știți și voi, că la abilități are o rezistență la... la cure, la vindecat, la antidot, așa. Aici, la abilități, nu, te ajută să te transmiți și mai repede. Din om în om. Bun. Da, deci v-am spus, în anul ăsta, în anii ăștia, 2010-2013, și mult după, adică atunci erau foarte puternice, cheile erau folosite ca și, nu știu, adică dacă erau arme pe CSGO sau cumpărai jocuri sau alte chestii, puteai să, calculezi în câte chei de pe TF2 ar fi costat. Atât de puternice erau cheițele astea. Și pălăriile, erai șmecher dacă aveai pălărie și așa. Ia să vedem, hai la Transmission. Valve semnează contracte, Science Company Contracts, contracte cu alte companii ca să-și vândă jocurile. Inclusiv Electronic Arts, Bethesda, Carbon Games. Ce nebi Carbon Games? Și Ubisoft. Mamă, abia începem, ești nebun? Eu credeam că Steam-ul e deja în picioare. Nu, mă, abia începem. Ok, într-un fel înțeleg, pentru că Valve, dacă stați să vă gândiți, și-a deschis Steam-ul pentru jocurile lor. Exact cum a făcut Epic-ul, de exemplu. Și aveau doar CSGO, aveau doar TF2, după care au început să semneze contracte să aducă și alte jocuri. Gaben Papa Portofel s-a infectat min America. Deci oarecum ai putea să spui că ăștia sunt utilizatori de Steam din întreaga lume? Da, înțeleg, înțeleg. Totuși, știi ce nu înțeleg? Canada a fost infectată. De ce e 2020? Ar fi fost mișto să pună un alt an, exact când a apărut Steam-ul sau ceva de genul. Mă rog. Oricum, virusul ăsta e foarte vechi. A, o să mă uit după episod și dacă ați făcut virus cu numele meu. Că știu că mi-a zis câțiva pe livestream. Ok, ce naiba e asta? Toate jocurile sunt 25% reduse. Crește transmiterea. Mamă, ești nebun. Oamenii de știință au calculat că durează mai mult ca fluid, un fluid radioactiv. Mamă, să nebunezi dacă... nu, pe băi, să traduc așa ceva. Uneori pot, uneori nu pot. Gaben Papa Portofel a infectat mai mulți oameni în lume decât TB. Eu știu ce-o fi TB. Tuberculoză, ce naiba e? America, mamă, s-a răspândit în... în Europa! Stai bă, așa că nu pot să citesc așa repede. Bine, nu prea mai Europa, că a ieșit din Europa, Marea Britanie, dar atunci, gen, când a apărut Steam-ul și așa, știți voi? Mamă, cum e USA, frate, ești nebun! Hai să vedem ce simptome mai avem. Simptome. Sporii încep să crească pe portofele. What? Nu te cred. Au infectat portofelele ăștia. Acum Gaben Papa Portofel începe să se extindă în întreaga lume. În Rusia. Luăm banii la ruznaci, băieți. Mamă, suntem peste tot. N-ai mă cum să o dai cu Steam-ul, e chiar top. N-ai ce să-i zici. Deci chiar n-ai ce să-i zici. Ia, trebuie să punem o pauză, că se mișcă prea repede ăștia. O altă reducere, sau cum, de ce nu-mi vine în minte cum se duce sale? O altă reducere pe Steam de 50% cauzează oamenii să saliveze după reduceri care cauzează o creștere în infectivitate? În infecție, mai bine zis. What? Salivează oamenii după reducere de pe Steam, mă? E real asta? Gaben poate să-ți livreze produse cu avioane și bărci. Ena, Gaben, nu Steam. Bă, dă-l naiba pe Gaben. Ce e Moș Crăciun al jocurilor de pe Steam? What? Mamă, ținte bine. Când am băgat asta cu avionul și cu portul, cu bărci,
Gaben a avut o mutație și a creat HQ Expansion. A, trebuie să o citim noi după aia. Stai să vedem ce a creat. Asta a creat singur. Valve își extinde compania și în alte țări, gen. O face mai mare și crește viteza. Gen, se extinde compania mamă de pe alt teritorii sau așa. Ok. America a devenit... Statele Unite ale Americii au devenit prima țară care încearcă să limiteze extinderea virusului, limitând accesul în țară. Ce să mai mă, că Steam-ul e online. Steam-ul e online. Cu cât este mai înfricoșător, Gaben Papa Portofel rănește oamenii și omoară. Dar oare cum îi omoară? Eu n-am înțeles asta. Îi omoară că nu mai au bani și moară de foame? Ok, hai să punem puțin pauză din nou. Vreau să mă uit la abilități. Deci la abilități ne ocupăm de platforma Steam. Deci devine Steam-ul mai bun. Dacă tu cumperi... procesul de a cumpăra jocuri este mult mai ușor și mult mai rapid. Crește viteza. Un update masiv de 2 giga pe Steam permite tuturor să downloadeze Steam indiferent de legile țării. Bă, ești nebun? Ia, dacă te holbezi la calculator și folosești Steam-ul pentru ore întregi, crește pericolul ochilor ca să mai funcționeze. O, naiba! What? Bă, nu vreau să pun pe aia încă, că ne mor oamenii. Ia uite-l! Mamă, Gaben e în marea fericire! Voi realizați că asta e chiar reală, gen când s-a extins Steam în toate țările? Ce pălmunță și-a frecat Gaben, ia uite aici! Peste tot ne extindem, mă, nu dai cu Steam-ul! What, avem 80 de puncte! Memurile ajung la suprafață în comunitatea de Steam și crește viteza de răspândire. Totul este... What? Totul este redus la 99%! Păi dacă e în viața reală așa, chiar că are o epidemie de portofele. Dar cu 99% nu e chiar mai face Gaben niciun ban. Ok, hai să vedem abilități. Permite utilizatorilor de Steam să voteze jocuri indie. Ok. Fii atent aici la răspândire. Toată planeta. Nu ai în Greenland, mă. Mă, dar ăștia în Greenland nu sunt gameri sau care e faza? Sunt două modalități să te lupți cu antidotul. Evoluează rapid simptome și distruge țări. Ah, fac ăștia antidotul. Ce antidot să mai faci? Că imediat vă dau acum la șale. Dar de ce nu e nimeni în Greenland infectat? Nu înțeleg. Ceva e în regulă. Ceva e în regulă. Un website făcut de un fan. Trebuie să începem să punem să moară oamenii. Ca să facem mai multe puncte, cred. Deci o să îi ardem la ochi. Victimele devin obsedate de vânzările de pe Steam. Face oamenii să rateze zilele de muncă și să nu mai fie productivi. Bine, rău așa. Hai că ardem la ochi. Bă, s-ar putea să ne bată jocul, ești nebun? Eu am crezut că ardem, bă, fraieri. Victimele devin efectiv obsedate de Steam. Nu vor mânca, nu vor dormi, nu vor munci. Poate fi fatal. Și încetinește antidotul. Sună cam periculos. Trage fusta mai jos. Prima moarte de Gaben Papa Portofel a fost confirmată în Brazilia. Doamne, oamenii au devenit obsedați de Steam. Bă, e 25% antidotul, ești nebun, nu o ducem bine deloc. Gaben a fost plasat pe lista WHO. Australia a început să trimite echipe de... Bă, ăștia vor să vindece boala mea. Mamă, să vezi că pierdem, ești nebun. A mutat, s-a avut o mutație. Source Engine 2. Ai de capul meu, avem... Unde e mă ăla? Avem Source Engine 2, l-am lansat. Am pus prea multe puncte pe transmitere, mă, aia e belea. Și nu mor prostovanii ăștia. Eu am crezut că dacă omorâm oameni, nu-i omorâm destul de repede, aia e problema. Mor prea greu. Plâng copiii, bă. Ok. Să vedem. Ne trebuie un simptom mai periculos ăsta. Victimele încep să... nu știu cum să zic, worship. Să slujească Steam-ul și pe Gaben. Să-l vadă gen un fel de Dumnezeu. Nu vor face absolut nimic decât să atace oamenii care sunt împotriva lui Gaben. Așa, da.
Vezi acum când ce băieții la bătaie. Viața normală în China nu mai e normală. Ia uite-i. Ia uite-i pe băieții mei. La bătaie. Hai bă, mai repede, băteți-vă, omorâți-vă între voi. Hai, 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 că e antidotul la aproape 50%. Trebuie să le mai dăm una la simptome și i-am terminat. Statistici arată că așa este cea mai periculoasă boală existentă. Gaben, papa, portofel. Păi crezi și eu, ești nebun. Ia fiți atenți și că le mai băgăm una. Utilizatorii Steam încep să devină foarte obsedați și de cumpăratul jocurilor, da. Deci ne trebuie abilități. M-am maxat tot, de ce nu... Ce se întâmplă în Greenland? Deci nu pricep. În Greenland-ul ăla. N-am reușit să-i facem pe fraieri. Greenland-ul o să scape mai mult ca sigur. Ok, abilități. Să vedem. Un site făcut de un fan ca să îi satisfacă plăcerea lui zeul Gaben. Haterii Valve sunt blocați de pe Steam și n-au voie în clădirile Valve. Bă, noi o să pierdem oricum pentru că nu avem aici la Greenland și și-a oprit portul, știi ce zic? Hai belea. Dar băieții mei încep să moară. Ia uitați. Ușor dar sigur. Deci trebuie cumva să infectăm pe ăștia de aici la bun început. Știți ce zic? Oricum să-i omor cu boala portofelelor e ceva. Dacă mă întreb pe mine. Mai încă câteva punctulețe. Trollii sunt banați. Deci oprim haterii. Cât ne trebuie? 35. Ăla e 38. O, ne-a deblocat ceva aici. 56. What? Portofelele încep să putrezească. Mama, a scăzut antidotul la 26. What? Australia este prima să cadă în anarhie. Da. Cade, dar ăștia din Greenland sunt salvați, mărlanii. Nemernicii, că au doar port. Le-o dăm pe aia fatală. Portofelele putrezesc și sunt absorbite de Gaben. Should only be purchased once everybody is infected. Ar trebui să iei asta doar după ce toți sunt infectați. Ia, de ce? Mamă, cum mor băieții. Da, din păcate nu mai, da, asta e. Măcar să omorăm aproape toată populația planetei. Valve? La 59 de puncte Valve arată așa, face un mic tease, o chestie cu trailerul de la Half-Life 3. Hype-ul este atât de mare pentru unii oameni încât mor, efectiv. Wow! Le dă bait băieților. Știți și voi că este foarte așteptat Half-Life 3. Dar n-au mai zis nimic de el. Bă, am cam pierdut, din păcate. O scăpa mărlanii din Greenland. N-am reușit să-i pârlim. O să mai încerc o dată. Totuși ne-am descurcat decent. 27 de puncte. Valve actually buys the website increasing the speed. Cred că se referă la site făcut de un fan sau ceva. Câte puncte are? 34. Mănâncă ochiul. Infectați sau cam dus. Hai naiba, câți erau în Greenland? 56.000 de oameni au scăpat. Gaben, papa, portofel au murit toți cei care purtau virusul, dar câțiva oameni au supraviețuit. Dar eu n-am observat de la bun început că Greenland a scăpat efectiv. Deci după vreo jumătate de an sau ceva de genul, sau chiar un an, a început foarte greu virusul ăsta. Dar s-a răspândit la un moment dat, după ce au umplut USA-ul. Da, ia uitați. Interesant. Nimeni în Greenland. Mai încerc o dată. Yes! Bine, mă! Avem infectați în Greenland. Devolve? Nu, mă! Ia avem pe băia. Uite, hop, deodată, așa, de nicăieri. Acum luăm din nou asta și ar trebui să-i termine. Avem toată planeta infectată. Virusul ăsta nu e așa letal. Precum altele. De-aia durează puțin mai mult. Dar... ăsta.
Până aici le-a fost la nemernici, n-apuc să le lansez trailerul de la Half-Life 3, că sunt morți toți. Din păcate. Îți dai seama, ăsta da Royal Rumble. Să fii printre ultimii oameni de pe pământ care moare de virusul ăsta. Da. Deci a durat ceva, e foarte încet virusul. Foarte, foarte încet. Cam la fel m-am mișcat. Dar nu știu, ceva s-a întâmplat aici. N-am mai pus pe simptome. N-am mai pus deloc, am pus doar pe transmitere. Și după vreo 260 de zile... Ia, 60, mamă, aproape un an, uite cât de încet merge virusul ăsta. Extrem de încet, dar după un an... Da, ne uităm, e satisfăcătoare chestia asta, mă uit. Ne uităm sus la Greenland, odată... Deci era toată planeta infectată și a zburat cineva în Greenland, mă. Nu, s-a dus cu bărcuța. Și a terminat. Bun, da, mi-a plăcut, e fain, e fain. Vreau să caut la All și să caut Aira Fahel. Chiar sunt curios dacă a jucat cineva asta. De ce ne mai pare aici la Aira Fahel? Ce naiba asta? Resident Evil, Rafa... Am făcut nebunii, bă! Acest virus te forțează să dai like la videoclipurile lui Rafael pe YouTube până mori. What? Rafael este un YouTuber faimos din Căciov, subtil. Acesta a început să atragă din ce în ce mai mulți subscriberi. What? Aici n-am mai pus descriere. Era fofia... Ah, crezi că a făcut poză. Boala care te forțează să te uiți la videoclipurile Rafael până mori. Bă, ce nebuni sunteți, băieți. Pe bune. O să facem episodul viitor dedicat cu scenariile astea, sau cum mai va se numesc, cu Ai Rafael. Nu înțeleg de ce naiba sunt puse... Ah, uite-mă, acum apar toate. 11. Uite-mă, asta a pus și poză nebună. Da, mă, forță, dăm și noi. Is having trouble connecting to Steam Workshop. E, na? Păi dacă a virusat toată planeta, nu merge. Am mai făcut o mapă, era bugged. Aha. Ok, bun, dacă vreți să faceți hărți, puneți-le la Airafahel, ca acolo le caut și facem pentru episodul viitor. Ok, băieți, vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!